de dimineață, ne ajută să scapi de greață și crește moralul să pot suport. Bună dimineața, o nouă cafea astăzi. Parcă suntem, cred că în 8 septembrie, mai avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zile până începe anul școlar, un prea frumos an școlar hibrid, am înțeles, când pe verde, când pe nu știu ce altă culoare, deci copiii se vor trezi dimineața și nu vor mai întreba plouă afară, nu plouă afară, suntem în scenariu verde, suntem în nu știu ce scenariu, va fi foarte frumos, va fi foarte interesant, din păcate încă nu știm exact ce se va întâmpla. Până atunci însă să spunem că trăim vremuri interesante, de exemplu în perioada asta se sărbătorește la Târgu Neamț ziua orașului, sau mă rog zilele orașului Târgu Neamț. De aceea am zis că e bine ca astăzi să acordăm atenția cuvenită zonei respective și o să o facem cel puțin dimineață dintr-o perspectivă liberală, nu iliberală, liberală. Așa că vom începe emisiunea prezentând invitații și vom începe noi așa cu o doamnă, te rog frumos, da, a trebuit să mut laptopul, din nou mi se spune că... Începem cu o doamnă, bună ziua, doamna Elena Preda, inspector școlar general, dar și candidat la Consiliul Local Târgu Neamț. Bună ziua din partea PNL-ului! Bună ziua, bună ziua, domnule profesor Bălănescu, salut și... și pe privitorii noștri, o mică rectificare. Inspector școlar, disciplina istoriei și management instituțional. Am spus general. Ați spus. A spus general? Da. Viitor general. Nu știu dacă am eu astfel de... Este să știți că eu am premoniții. Domnul general, vă rog să vă scuzați, e vina mea. Deci e doar vina mea. Așa. Profesor de istorie. Profesor de istorie. Da. A spus general? Chiar am spus general? Am zis. Și vreau să clarificăm lucrurile din asta. Da, ce greșeală am putut să fac. Deci, alături de doamna Elena Preda, domnul Andrei Aciocârlănaie, candidatul la funcția de primar al orașului Târgu Neamț, un tânăr care numai prin această candidatură dovedește că este curajos. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule Bălănescu! Mulțumesc frumos pentru invitație. Bună dimineața și telespectatorilor dumneavoastră. Profit de această ocazie să urez la mulți ani tuturor târgunențenilor. Astăzi este și o sfântă zi de sărbătoare, o primă zi, o primă sărbătoare din nou an bisericesc și vreau să doresc tuturor sărbătoriților de astăzi o zi frumoasă, binecuvântată și la mulți ani. Bine ați venit, o să discutăm pe parcursul emisiunii multe lucruri privind candidatura domniei voastre. Ultimul în prezentare, dar nu cel din urmă, pentru că este, ca să spunem așa, eminența cenușii a zonei Târgu Neamț din punctul de vedere liberal, domnul Mihai Doru Stoica, sau Doru Mihai Stoica, candidat la Consiliul Local, dar și la Consiliul Județean. Noi astăzi l-am ținut la Consiliul Local ca să putem vorbi despre echipă liberală la Târgu Neamț în legătură cu Consiliul Local. Bine ați venit, domnul Mihai. Bine v-am găsit, domnul Bălănescu, și țin să urez și eu în ziua asta minunată la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Marin Măria sau Măriuca și la mulți ani Târgu Neamț, pentru că noi acolo, acasă, sărbătorim zilele orașului. Da, păi să începem abrupt. Prezentarea echipei. Cine se ocupă de prezentarea echipei? Vă rog frumos, domnul Andrei. Mulțumesc frumos. Dacă e să vorbim de echipa liberală de la Târgu Neamț, din 2017, de când am preluat conducerea filialei Târgu Neamț, am încercat să aduc alături de mine oameni profesioniști, pregătiți, ambițioși și curajoși, cum ați spus și dumneavoastră, ca mine, care doresc să-și aducă aportul în comunitatea noastră, a Târgu Neamțenilor. Ca o scurtă prezentare, cât ne permite timpul, după cum ați prezentat și colegii noștri, avem alături de noi doamna inspector Elena Preda, o persoană care a fost mereu pro-comunitate și
pro-dezvoltării zonei din punct de vedere cultural și al turismului local, bineînțeles. L-avem alături de noi pe domnul Mihai Stoica, un afacerist local care a creat și creează în continuare locuri de muncă. Și cred că Târgu Neamțu are o problemă vis-a-vis de crearea locuri de muncă și, bineînțeles, a unor locuri de muncă bine plătite. Vorbim de Daniel Turluianu, un om care a activat aproape toată viața sa socială în domeniul privat. Un om care are contact cu sute de oameni din toată zona limitrofă a Târgu Neamțului. Vorbim de domnul Traian Humulescu, un om cu experiență administrativă, fost viceprimar de Târgu Neamț, care sunt sigur că alături de noi își va aduce în continuare sprijinul și aportul pentru comunitate și pentru dezvoltarea zonei. Dacă e să vorbim de Daniel Cosma, un om al locului, un om gospodar, alături de humuleșteni, mereu a dat o mână de ajutor concetățenilor din zona respectivă și nu numai. Dacă e să vorbim de doamna doctor Smântână, un om liberal, o doamnă respectabilă în comunitatea noastră, care este alături de noi și cred că poate aduce un plus valoare echipei. Dacă e să vorbim de domnul Nechita Ștefan, un avocat respectabil în zona Târgu Neamț, un om cu pregătire în tot ce înseamnă zona juridică și cred că ne poate ajuta în următorul Consiliu Local în procederea unor proiecte de hotărâre care să vină în sprijinul cetățenilor din Târgu Neamț. Avem câțiva tineri, asistența mea personală, pentru că dacă e să vorbim de tinereții, cred că ne le putem lega de speranță. Tinerețe înseamnă speranță. Iar speranța se leagă de viitor. Și cred că tinerii, și avem tineri performanți în Târgu Neamț, pot aduce un plus valoare echipei liberale de la Târgu Neamț. Și am insistat să vorbim despre tineri, pentru că cred că noi putem veni cu o mentalitate diferită față de ce a fost în trecut. Putem implementa proiecte de dezvoltare în orașul Târgu Neamț și cred că, până la urmă, tinerii își merită locul în clasa politică, ținând cont de aspectele multoase a politicii trecute. Da, pledoarie pentru echipă, pentru tineri, pledoarie pentru o echipă unită, bănuiesc. Dacă puteți să completați ceva, cei doi interlocutori. Aș începe, chiar dacă sunt nepoliticos, cu domnul Mihai Stoica. De ce? Pentru că domnia sa a avut și el un rol în selectarea acestor oameni pentru listă. Da. Așa este, domnule Bălănescu. Dacă e să ne uităm pe tot ceea ce înseamnă colegii noștri pe lista viitorilor consilieri locali, eu mă bucur că împreună cu Andrei am găsit o cale de comunicare și cred și credem că are astăzi organizația PNL Târgu Neamț o altă expunere, o altă față prin ceea ce reprezintă ea în fundul listei. Adică am admis că într-o listă de viitori consilieri locali fie oameni care sunt bine ancorați în activitatea de zi cu zi, atât educațională, cât și administrativă. Din punct de vedere legislativ, la fel trebuie să ne reprezinte și oameni cu experiență în dreptul juridic și în dreptul administrativ și în special oameni de afaceri. Oameni de afaceri, dacă îmi permiteți, care generează plus valoare, după cum bine știți, noi în Târgu Neamț și în comune arondate, baza veniturilor și a sumelor defalcate vin din privat. Noi nu avem, ca la Roma, o industrie bine dezvoltată, sau chiar și la Piatra Neamț sau la Bicaz.
de unde lunar lor le vin niște sume defalcate repartizate așa cum sunt ele, conform prevederii codului fiscal public. Ori, admitem că această echipă, dacă pe fiecare componentă și pe fiecare segment se implică și explică oamenilor scopul nostru în aceste liste, putem să câștigăm și să dăm o adevărată valoare a orașului Târgu Neamț, să dezvoltăm orașul Târgu Neamț. Dacă mă raportez la venituri, pentru că tot am vorbit și m-am axat pe zona asta de venituri și profit, că veniturile înseamnă dezvoltare, am discutat cu colegii mei și chiar o să facem tot ceea ce ne stă în putere să aducem Cetatea Neamțului înapoi în Târgu Neamț. Cetatea este acolo, dar din punct de vedere administrativ e la Consiliul Județean, ceea ce ne privează pe noi de niște venituri, venituri importante, dacă îmi permiteți. Știți că a fost predată la Consiliul Județean cu un scop de reabilitare, a expirat perioada de monitorizare, a rămas acolo. Și în Consiliul Județean, după cum știți, eu am fost cel care am prezentat oportunitatea de a se reîntoarce cetatea, asigurând prin direcția de muzee un venit. Venituri, de fapt. La vremea aia mi s-a spus, dar nu se poate că nu avem o direcție de cultură în cadrul Consiliului Local. Inexact. Se poate că ea. Nu e o problemă asta că nu ai sistem de logistică și de coordonare administrativă. Bun, este o întreagă discuție vis-a-vis de cetate. A fost de mai multe ori. Ar să încheiem partea de echipă. Doamna Elena Preda, imediat, doamna Andrei. Să încheiem partea de echipă. Cum vă simțiți în această echipă? Avem în vedere că sunt de foarte puțină asta, vreme de asta în v-am și întrebat. Eu pot să și punctez evenimentul acesta în ziua de 12 august la ora 12, nu, Andrei? Așa este. Andrei m-a convins. M-a convins și să știți că nu a fost prima propunere. Și eu sunt bucuroasă că am acceptat, pentru că eu chiar am încredere în tineri și am demonstrat acest lucru pe parcursul carierei mele și am învățat de la tineri lucruri și cred că vitalitatea noastră a profesorilor de aici vine, din dorința aceasta de a fi mereu în rândul tinerilor. Așadar, mă bucur că am acceptat, sunt convinsă că voi recupera foarte repede timpul pe care nu l-am petrecut în echipa liberală. M-au provocat și mi-au propus diverse roluri în echipă, le-am acceptat cu drag. Cred că experiența mea poate fi de folos echipei și cu siguranță eu îmi pun la dispoziție toată experiența pentru victoria finală. Vă rog, domnul Andrei, să mai completați ceva. Această temă am încercat, după cum bine v-am spus în prima parte a discuției, să aducem oameni echipă din toate categoriile socioprofesionale. Noi, liberale, recunoaștem. La Târgu Neamț am avut o problemă de atragere a oamenilor din sistemul didactic, de învățământ. Și am reușit, prin persoana doamnei inspector Elena Preda, prin doamna profesor Barna Claudia, prin doamna profesor de engleză Ichimalina, oameni văzuți foarte bine în comunitatea locală, dar și oameni care își pot aduce contribuția în echipa noastră prin dezvoltarea sistemului educațional din Târgu Neamț. Și aici vorbim de proiecte ce vor fi pe viitor implementate în zona noastră. Asta ca să închidem această temă de prezentare. Bun. Haideți să facem pasul următor. Ce proiect? Care este proiectul cu care vine echipa liberală într-un oraș în care actuala administrație este, ca să spun așa, una dintre cele mai, să vă spun eu, a fost și avantajată și ajutată și vine și ea și spune, domnule, avem și noi un proiect. Cu ce proiect veniți dumneavoastră? Pentru că e foarte important proiectul, în momentul în care vii în fața oamenilor, trebuie să spui, domnule, uite, asta este plus valoarea pe care o aducem noi. Așa vrem noi să facem lucrurile să meargă bine. Și vă rog, eu vă ascult. Permiteți? Eu vă permit, nu știu dacă permit cu interlocutorii. Mulțumim.
Domnule Bănescu, eu mă iau permanent și mă agăs, dacă îmi permiteți, de realități. Din octombrie, de când Partidul Național Liberal a preluat guvernarea, au găsit într-o zonă din țara asta, mai precis în Vrancea, de altă culoare politică, total acolo, dacă și știți, un proiect gen Oglinz Târgu Neamț în paragină. I-au dat valoare. Vizante Livezi. I-au dat valoare, l-au finanțat prin Compania Națională de Investiții. Când spun asta și spun Oglinz, dacă ne uităm în cele patru puncte cardinale în orașul Târgu Neamț, intrările din oraș, o să găsim o tabliță de aia foarte exponențială, în cale, cum se spune, ce Târgu Neamț stațiune turistică. Știți că Târgu Neamț stațiune turistică derivă din existența stațiunii Oglinz. Corect. Care nu reușim de la Revoluție până acum. Măcar la Târgu Neamț știm de unde derivă. La Piatra Neamț încă nu știu de unde derivă stațiune turistică de interes național. Măcar la Târgu Neamț știm de unde vine. Da. Bun. Proiectul meu, dacă îmi permiteți, și al colegilor mei, și al colegului meu, Andreea Ciocârlănoaie, sunt multe proiecte, dar ăsta trebuie să fie proiectul nostru de suflet, de bază, să reușim să facem ceva cu stațiunea Oglinz. Stațiunea Oglinz care ar atrage o groază de turiști și implicit, din nou mă întorc, cum spuneam anterior, venituri. Venituri care duc spre dezvoltare, spre bunăstare. Asta e important. Parcurgând investiția de la Vizante Alivez expusă în presă și raportându-ne la cum arată acum și în trecut, am asociat foarte bine stațiunea Oglinz cu acest proiect. Și am găsit o punte de discuții și de legături cu colegii mei să vedem cum au reușit ăia de acolo să pună pe masa Ministerului Dezvoltării această locație și în ce mod au prezentat ei oportunitatea reabilitării și modernizării, să reușim și noi. La Târgu Neamț o problemă legată de forma de proprietate, dar acolo pot să facem tot ceea ce ne stă în putere, să cumpărăm și diferența de pachet cât mai e. Îl mai are un domn acționar. Care e doritor să-l vândă, nu e o problemă. Dar imediat după aia trebuie să implementăm acest proiect. Dacă vom reuși să dăm valoare stațiunii turistice Oglinz, eu vă spun că Târgu Neamț are o altă față la nivel național. Și poate și la nivel european. Da, este un proiect major la Oglinz. Problema este că indiferent cine va fi la conducere, fără injecție de capital extrem de mare, extrem de puternică, va fi greu. Cel puțin, mai ales că trebuie făcut și efortul de cumpărat acțiunile de la domnul Țară Lungă. 300.000 de euro. Da, vă rog să continuați. Dar cred că o să-l las pe Andrei să vorbească despre lucrurile care țin de infrastructura orașului și dacă o să-mi permiți, Andrei, o să continui eu cu proiectele culturale și educaționale, pentru că poate că sună ciudat această repetiție a unui concept cum că educația stă la baza tuturor lucrurilor, dar eu chiar cred în acest concept, că educația stă la baza tuturor lucrurilor, inclusiv pentru turism, inclusiv pentru ceea ce înseamnă dinamica orașului Târgu Neamț. Toată viața de zi cu zi în orașul Târgu Neamț poate să capete un ritm alert, poate să propună turiștilor o altă viziune. Mie mi-a plăcut foarte mult ideea cu satul Ciocănești, comuna Ciocănești, cum a apărut așa pe harta țării din Neant, datorită unei idei geniale și anume fiecare locuitor să preia un model de urbanistică, e un tip de arhitectură urbanistică. Și iată cum poți să ajungi pe harta Europei și să fii cercetat pe canalele mass-media numai. De ce noi care am primit povestea de la Humulești, prin Ion Creangă și prin amintiri și prin poveștile sale, de ce noi nu suntem capabili să ducem mai departe povestea?
Acum 10 ani, când am început să funcționeze consiliile locale ale tinerilor, eu am avut o activitate intensă pe acest segment și am rugat copiii la un moment dat să povestească despre cum își doresc ei să vadă orașul Târgu Neamț. În primul rând, copiii au spus așa, orașul nostru este trist. Doamnă, orașul nostru trebuie văruit, orașul nostru trebuie pictat. Și am spus, cum ați vedea voi orașul Târgu Neamț? Prima idee pe care o țin minte a fost aceea că ei ar schimba fața orașului cu picturi din sau după poveștile lui Creangă la fiecare scară de bloc, că ar denumi blocurile cu personaje din poveștile lui Creangă. Imaginați-vă că aceste idei geniale, care vin din mințile copiilor noștri, ar putea transforma orașul Târgu Neamț într-un oraș căutat doar prin pitorescul lui. De ce? Foarte simplu. A preluat o moștenire, are o avere colosală și aici vin cu conceptul, pentru că noi lucrăm cu aceste concepte, Neamțul, Ținutul Tezaur, și o să induc această idee și la Târgu Neamț, că este un Ținut Tezaur. Bogdan, arată și un pic pe mine mai mare. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc mult! Este darul pe care l-am făcut noi comunității profesorii de istorie din județul Neamț. Acesta este doar un album de prezentare. Cartea este un volum monografic dedicat județului Neamț. De adminteri, este o a doua tentativă, după ce în 2012 am lucrat la cartea Identitate Nemțeană, foarte frumoasă, și o vom continua și pe aceasta. Dar să revin la ideile mele, cel puțin preluate de la copii, de la colegi, de la prieteni, pentru că nu-i așa, nu faci nimic singur. Pornind mai departe pe această cale, eu cred că Târgu Neamț trebuie să redevină un pol cultural. Dacă reușim aici, și unde oare în altă parte ar putea să fie înființat un centru național de studii Ion Creangă? Nu se poate ca orașul Târgu Neamț. Aici este obligatoriu. Este obligatoriu. Și vă spun, de 10 ani, poate mai bine de 10 ani, spun tot de 10 ani pentru că am fost 2 mandate președinte al Fundației Culturale Ion Creangă și am tot dorit să spun că nu trebuie să oferim divertisment cu orice preț. Trebuie să oferim divertisment și educație. Implicit. Dacă noi vom reuși ca pe unul dintre malurile Ozanei să apară un centru de studii naționale Ion Creangă, gândiți-vă că aici vor veni studenți, masteranți, doctoranți, toți sau personalități, scriitori, vor fi activități perene care vor aduce înspre Târgu Neamț oameni care vor influența viitorul orașului. Așa se face promovarea, prin oameni de calitate, prin lucruri care se caută a fi redescoperite. Adică nu la Târgu Neamț nu trebuie să se facă activități de azi pe mâine, ci trebuie activități care se construiască brandul Târgu Neamț. Și noi am spus, conceptul nostru pentru conceptul echipei liberale va fi regenerarea urbană. Să dăm orașului dinamică, să construim un loc care să fie căutat. Am propus și am făcut și demersuri, deci nu vă spun acum povești, demersuri pentru spațiul gării. Consider că gara este un loc extraordinar pentru a promova cultura. Și să vă spun de ce. În timpul pandemiei, nu că m-aș fi plictisit, nu m-am plictisit deloc, dar mi-a venit această idee, stând la geam mai mult, de la casa mea se vede gara. Și am scris un e-mail către Ministerul Transporturilor prin care spuneam, sunt director de proiecte în cadrul Fundației Culturale Ion Creangă și vă propun următoarea idee. Vă rog să ne aprobați concesionarea acestui spațiu pentru a realiza din el un centru educațional pentru oraș. Și propuneam acolo galerie în spațiu de la intrare, ateliere de lectură, de pictură pentru toate vârstele la etaj. Au fost încântați de propunerea mea, mi-au scris imediat, chiar a doua zi, am fost chiar la gara, am vorbit cu doamna Roman, care este acum șef de gară, și chiar, să știți, așa cum îmi place mie să cred că un profesor trebuie să rămână cu imaginație debordantă, eu văd
gara transformată într-un centru educațional. Da, și interesant. Sper că această idee să ajungă la un final fericit. Ar fi foarte multe de spus, dar cred că Andrei mă poate completa foarte bine cu infrastructura și logistica pe care o propunem noi. Te rog, Andrei. Într-adevăr, dacă e să vorbim de acest concept de regenerare urbană, el trebuie să vină la pachet și cu o dezvoltare din punct de vedere al infrastructurii. Ok, vorbim de dezvoltarea turismului local, dar tot vorbește de autostrada Moldova. Eu vă spun, cum bine știți și dumneavoastră, că se va face. Dar cred că autoritatea publică locală din Târgu Neamț trebuie să facem și noi niște pași în pregătirea construcției acestei autostrăzi. Și aici vorbim de construirea centurii ocolitoare dinspre Suceava, cu zona direcția Pașcani și, bineînțeles, chiar și un nod de legătură cu autostrada care va trece pe lângă Târgu Neamț. Turiștii, într-adevăr, caută zonă culturală, o zonă bine conturată pe tot ce înseamnă parte de turism și obiective de vizitat. Dar turiștii mai caută și o cale de acces rapidă către aceste obiective. Și, într-adevăr, Târgu Neamț trebuie să urmeze niște pași în prealabil până la finalizarea acestei autostrăzi în pregătirea infrastructurii a noastre locale. Dacă e să dezvoltăm zona stațiunii Oglinzi, avem și acolo nevoie de o infrastructură rutieră bine pusă la punct, cu locuri de parcare, locuri de parcare supraterane, avem și ne permite locul respectiv. Dacă e să vorbim de cetatea Neamțului, și putem atinge un potențial turistic maxim și acolo trebuie rezolvată problema locurilor de parcare și la fel putem merge pe niște concepte de parcări supraterane. Zona Ion Creangă, la fel, zonă vestită pentru Târgu Neamț. Și aici ne putem lega și de un pachet turistic local. Și aici, nu știu, crearea unui lanț local pentru vizitarea acestor obiective. Un parteneriat chiar și cu comunele limitrofe orașului nostru. Pentru că mai avem obiective. Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o zonă deosebită, bogată și în turism cultural, dar și un turism monarhial. Și vorbim aici de mănăstirile din zona Târgu Neamțului. Cred că autoritatea locală din Târgu Neamț ar trebui... Bine, noi ne-am propus prin proiectul nostru de dezvoltare locală să înființăm chiar o linie de transport pe lângă cartierele limitrofe ale Târgu Neamțului, să legăm și obiectivele turistice din zonă. Ați mers și dumneavoastră în alte zone din Târgu Neamț, din țară sau chiar în străinătate. Un turist când vine într-un oraș sau într-o zonă turistică bine dezvoltată, are nevoie de acces rapid la aceste obiective și, bineînțeles, informații rapide. Aș fi, nu știu, alături de colegii mei, am conceput un plan, o idee de un pachet de vizitare a acestor obiective și, bineînțeles, legarea a tuturor acestor obiective pentru o linie comună de transport. Turistul poate veni, nu știu, lasă mașina în parcare. Avem un centru de informare turistică care ar trebui să funcționeze la capacitate maximă, să vină cu îndrumări pentru turiști și să meargă cu un pachet comun de vizitare a acestor obiective. Turistul vine în Târgu Neamț, vizitează ce iese în cale poate sau dacă se informează de pe internet, vede. Avem Casa Memorială Ion Creangă, Cetatea Neamțului, Veronica Micle și mănăstirile din zonă. Dar cred că și prin poziționarea orașului nostru ca o zonă bine dezvoltată, nu știu, și a zonelor limitrofe, dar noi avem obligația să legăm toate aceste obiective într-un pachet comun. Și cred că este posibil la Târgu Neamț pentru a organiza un turism local și în comunele de lângă Târgu Neamț. Pulsez iară pe idee de infrastructură, pentru că avem o problemă cu traficul rutier din Târgu Neamț. Avem turiști care tranzitează orașul Târgu Neamț și avem zone și momente de
de vârf, să spunem, în sezonul estival, care orașul efectiv se blochează. De asta este strict necesar ca centura orașului, pe lângă cea care o avem, strada Castanilor în Târgu Neamț, dar legat de toate direcțiile de ieșire și de intrare din oraș. Și e foarte important. Practic ar trebui vorbit de un inel ocolitor al orașului, nu neapărat strict o centură. Deci un inel care să-ți facă, să-ți dea posibilitatea să pleci în orice direcție de pe el. Și spre Piatra, și spre Suceava, și spre Iași, și spre, mă rog, în toate direcțiile unde se poate. Foarte corect. Orașul este sufocat. Deci în sezonul estival orașul este sufocat de mașini. De asta este necesar să ne concentrăm pentru crearea acestei centuri ocolitoare și să intervenim și pe celelalte căi de transport public local. Căi de transport care, sincer, în momentul actual nu există. Și avem cartierul Blebea, un cartier îndepărtat de orașul Târgu Neamț. Cartierul Cumulești Noi, la fel. Poi putem merge pe tot ce înseamnă transportul elevilor. Dimineața și la amiază, toate mașinile aglomerează orașul. Avem, dacă tot e să discutăm despre regenerarea urbană, ne putem lega și de o sferă, nu știu, ecologică. Și aici ne putem lega de un transport public local electric. Putem merge pe un concept de smart city cu stații de încărcare, cu autobuze și, nu știu, mici mijloace de transport electrice. Toate acestea vin la pachet cu un oraș smart city, prin pregătirea în prealabil a infrastructurii și a sistemului public de transport. Da, și dacă îmi permiți, Andrei, aș putea completa un oraș turistic fără a avea un concept implementat de tip smart city, cum spui tu. Nu se poate fără a cunoaște orașul și ceea ce oferă orașul printr-o implementare a unui soft digital. Și cunoaștem foarte bine povestea orașului Alba Iulia. Eu chiar am fost anul trecut și împreună cu participanții, acum 2 ani de fapt, împreună cu participanții la Olimpiada, am descoperit toate obiectivele printr-o joacă. Da? Ți se pune o întrebare, găsești răspunsul la următorul obiectiv turistic sau la următorul monument. Copiii au fost înnebuniți, deja eu am ajuns ultima, recunosc, dar, pentru că încă nu știam să folosesc programul digital pe care copiii îl foloseau frecvent. Să vă spun ceva, Alba Iulia este un exemplu de oraș care are jumătate din locuitorii municipiului Piatra Neamț și care a atras peste 600 de milioane de euro fonduri pentru dezvoltare și generează sume imense de bani la Consiliul Local, pentru că aceste fonduri au fost gândite integrat, nu s-a lucrat la hei rup, eu fac nu știu ce, eu fac nu știu ce, ne arătăm mușchi unii la alții ce am făcut și au făcut lucrurile integrate, gândite și asta le permite să nu își mai facă probleme atât de mari în privința bugetului local. Un alt model, vă spuneam, l-am preluat de la Râșnov. Am fost în vara aceasta câteva zile și am văzut cum un eveniment poate da viață unui oraș. Am fost la festivalul de film istoric și istorii, două conferințe pe zi, una dedicată istoriei românilor, a doua dedicată istoriei universale, concert pe seară și câte un film de Oscar prezentat de doamna Margareta Nistor până la miezul nopții. Deci am avut câteva zile, de dimineață de la 9 până seara la ora, până noaptea, până la miezul nopții, o zi ocupată atât de frumos. Întrebarea este ce câștigă orașul Râșnov după aceste manifestări? Deci pe lângă prestigiu, faptul că câți oameni vin și ce se întâmplă acolo și ei care vin acum, ce spun la anul, vin exact. Din nou sau nu? Mai vin cu un prieten sau nu? Îmi fac rezervări. Ceea ce generează o serie. Și mai e o problemă. Eu știu foarte sigur că de acum încolo, ultima săptămână din august, voi face tot posibilul să ajung la Râșnov câteva zile pentru ceea ce oferă Râșnovul. Așadar, pentru mine e un model din punct de vedere cultural și nu trebuie să oferim astfel de evenimente care să atragă lumea și să știe, domnule, eu clar mă duc de 1 martie
Unde? La Humuleș, pentru că acolo se întâmplă evenimente deosebite și oferta este pe măsura așteptărilor mele. Bun, deci este clar că zona Târgu Neamț are resurse. Absolut, da. Deci are resurse din mai multe puncte de vedere. Mai trebuie și fructificate. Și trebuie fructificate. Haideți să discutăm despre ce oferă zona și cum poate fi valorificată resursa. Permiteți? Eu vă rog, nu vă permit. Păi, spuneați anterior de Alba Iulia, colega mea spunea de Râșnov. Se întâmplă, când a intrat în Alba Iulia, pe lângă faptul că au acel program soft de care indică clar ce găsești în Alba Iulia, odată intrând pe acel site, nu mai ieși, că n-ai timp în 2-3 zile să-l faci. Ai rămas acolo. Noi suntem în Târgu Neamț, în Ținutul lui Creangă. Ați fost la Râmnicu Vâlcea, cred, domn profesor, nu? Am fost la Râmnicu Vâlcea. Când intri acolo, eu pe toate, în cele patru puncte cardinale, din cele patru intrări ale municipiului Râmnicu Vâlcea, că e municipiul, scrie Ținutul lui Bulă. Cu tot felul de bancuri, în partea de jos a închiderii totemului ăla sau ce e el, poartă de intrare. Acum treci de primul, intri la al doilea, totul e mai și de la sensul giratoriu sau undeva la un indicator, un semafor. Rămâi blocat. Te uiți și vezi pe toți că rângesc acolo la volan. Râd. Tot citesc. Și se uită. Da. O metodă de a-l ține acolo, vorbim de Bulă. Da, e adevărat, e extraordinar de multe bancă. Vrei să faci un bancă, îl pui pe Bulă. Încercăm. Noi avem mai mult dar decât atât. Dar noi avem mult creangă al nostru. Atât. Am putea să facem o fereastră. Doi, spuneau colegii mei și Andrei despre o infrastructură de transport. Păi, nu știu, eu nu mă uit prea mult în orașele astea europene, că mai avem mult până acolo. Dar mă raportez la orașele românești. Băi, simplu ca bună ziua. Ca să nu mai las-o turistul să-mi plece din orașul Târgu Neamț, trebuie să-i dau de lucru. Un trenuleț, ceva din care să-l port de la mine la X, de la X la Y. Bineînțeles, cu cineva care să îi explice toate aspectele astea, pe lângă un soft, ce spunea colega mea de prezentare, ca să știe omul ce să aleagă. Adică, chiar dacă e un anotimp ploios, să nu-l scap dincolo la Suceava, la Gura Humorului, că acolo își găsește repede de lucru. Să-l țin aici. Cum? Sau să-l predai mai departe. Sau să-l duci tu acolo. Exact. Să-i organizezi tu. Nu, asta e treaba Consiliului Local, dacă îmi permiteți. Aceste mijloace de transport pentru copii și pentru toți turiștii sunt prin implicarea Consiliului Local. Ăsta e rolul nostru, a viitorilor consilieri locali. Mobilitate și scop în fiecare zonă. Te gândești, spunea cineva, mai am avut discuția asta, bun, și la Blebea ce să faci, că e cartierul oraș Târgunea, la Humulești, înțeleg. Dar la Blebea, spre cetate la fel, la Oglinzi la fel, dar la Blebea ce mai faci? Bă, frate, dar avem pădurea, este domeniul public. Nu poți face un parc de la gen tiroliene sau ceva, cât să ai traseu și acolo, să iei și de acolo ceea ce e frumos și bun din natură. E simplu și dacă îmi permiteți, că investiții minime pentru început, că nu ne gândim noi acum că luăm Consiliul Local și o să avem bani de... Adică trebuie să o iei de pe loc ușor ca să poți să dai valoare și să fructifici zona. Gândim real, nu... Până implementăm acele proiecte, până vin axele, până se pliază pe profilul orașului Târgu Neamț, trebuie să mișcăm motorul ăsta al economiei. Și să pregătim resursa umană, nu? Și să pregătim, în primul rând, resursa umană. Resursa umană cum se pregătește? Prin educație, domnule profesor Bălănescu, prin educație. Eu sunt de acord și formare continuă. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Numai că eu constat un lucru, că la nivelul partidelor politice, pregătirea resursei umane, la nivelul partidelor, că nu discutăm acum că îl aduci pe unul, că îl aduci pe altul, că să pregătești resursa umană din timp, ca peste 8 ani să ai consilieri
candidați la Consiliu foarte bine pregătiți, să ai candidați, în general, foarte bine pregătiți. Asta este o lacună care, pe care o constatăm la toate partidele. Noi am discutat, chiar în formula aceasta, am discutat despre posibile școli de vară dedicate tinerilor liberali, chiar la Târgu Neamț. Și ăsta poate fi chiar un obiectiv, așa cum spuneam, anual, să atragem acolo tineretul liberal. Putem să facem lucrurile acestea, evident. Și aici trebuie resurse financiare, cu siguranță. Tinerii trebuie motivați să aleagă această cale, să înțeleagă și să studieze despre lucrurile acestea. Insist să spun că prin educație putem să redobândim orice statut dorim noi. Mă gândeam acum că nu veți rata ocazia să ne întrebați despre problemele pe care le avem cu comportamentul anumitor categorii sociale și am zis să vin eu înainte cu răspunsul. Vă rog. Știu că avem probleme și întreaga țară are astfel de probleme, dar mai știu un lucru, că toată experiența mea prin proiectele dedicate comunităților Roma mi-au adus un răspuns. Că integrarea nu este posibilă decât în măsura în care ei își doresc acest lucru. Și ei nu își doresc integrare forțată, atâta vreme cât îi scoți din comunitate și le oferi servicii în afara comunității, ei vor lua ceea ce vor primi și nu vor primi educația necesară continuității. Așadar, din punctul meu de vedere, pentru rezolvarea acestor probleme, cu siguranță, noi trebuie să aducem educația în comunitate. Acolo trebuie să ajungă profesori, asistenți, medici, psihologi. Această discuție am purtat-o cu câțiva psihologi de etnie romă care au făcut formare cu noi, cu profesorii de istorie, pe problematica predării istoriei romilor. Și atunci, fără timiditate, pentru că am trecut de mult de etapa aceasta, i-am întrebat, de ce nu sunteți în mijlocul comunităților rome? De ce nu sunteți alături de noi? Să veniți să ne sprijiniți, să induceți mentalități noi. Dacă le oferiți aceste posibilități de a vedea, de a simți civilizația în interiorul comunității, ei vor ieși fără niciun fel de efort mai departe. Dar dacă îi forțăm, nu se va întâmpla nimic. Bun, din motive tehnice o să vorbesc eu vreo 10 secunde, se schimbă niște baterii. Până atunci însă vreau să vă spun apropo de subiectul acesta, că statul român, indiferent cine a fost, a acordat o atenție cel puțin formală și instituțională comunității romilor. Pentru că în fiecare primărie, care se cât de cât mai răsărită, există un consilier pentru rom provenit din rândul etniei. Avem locuri în școli, locuri la facultăți, locuri la instituțiile în care se intră greu, încă se mai intră greu, rezervate pentru romi. În acea comunitate a romilor s-a produs o scindare care este vizibilă și în comunitatea normală română, adică sunt unii care au ieșit pe turnantă și uită de unde au plecat. Exact. Uită de unde au plecat. Și rămân ceilalți acolo și am stat și eu de vorbă cu niște sociologi de origine romă care vorbeau așa, păi de ce nu-i integrați? Zic, dar mă tare, de unde ești? Din ce zonă ești? A, știți, dar eu am terminat o facultate, am scris 3 cărți. Foarte frumos, foarte bine. Dar ai uitat de unde ai plecat. Și cu asta ne întoarcem la o problemă deosebită la Târgu Neamț. Problema cerșătoriei. Nu se va dezvolta orașul ăsta din punct de vedere turistic atâta timp cât eu merg în Târgu Neamț și dacă intru la un magazin, la intrare am zeciuitorii care îmi cer bani, pe centru am zeciuitorii care îmi cer bani și atâta timp cât primăriile alăturate,
vorbesc despre vânători, neamți, nu, nu trec la pasul următor, apropo de comunitatea romă, pentru că să nu uităm, și acum chiar mai stăm 10 minute, nu e o problemă, să nu uităm, acolo au fost niște programe chiar interesante pentru romi, inclusiv acea spălătorie cu tot ce era, dar aș vrea să vedem ce mai e acum acolo. Eu aș vrea să continui și în câteva minute o să și închei discuția din punctul meu de vedere, evident. Dacă punem în balanță investiția aceasta prin proiecte în comunitățile roma și rezultatele sau consecințele de după, vom vedea că vom avea un câștig imens. Faptul că nu reușim întotdeauna să, nu știu, să aducem un pic de pace în aceste comunități, ni se datorează și nouă. Continuăm, vrem, nu vrem, să admitem acel tip de discriminare. Și cum? Pentru că provoacă un disconfort. Acest disconfort este simțit și de cetățenii orașului și de turiști. Sau în mod special de turiști, că uneori există și această rutină, această obișnuință prin care noi, cei care locuim acolo, o simțim, o trăim. Ce vină au copiii aceștia care nu se lasă integrați? Păi n-au nicio vină. Tradiția i-a învățat ca de mii de ani să-și apere elementele identitare, domnule profesor de istorie. Da? Faptul că o comunitate roma își apără elementele identitare nu este de condamnat, este de admirat. Caută atunci tu, care vrei să integrezi cu orice preț, ce se potrivește acelei comunități? Du-te în interior, fă această ofertă și încearcă să coabitezi în mod civilizat. Eu cred că aceasta este calea. Și 3 ani de zile, la cumpăra anilor 2000, cred, am lucrat pe un proiect la Humulești, care oferea cultură generală, servicii de igienizare, haine, rechizite. Credeți-mă, am descoperit printre copiii cu care lucram niște minți atât de frumoase. Am făcut o strigare către colegii mei și am adunat toate revistele și cărțile pe care le puteam dărui copiilor. Mergea foarte bine și sistemul de recompensare, da? Dacă citea o carte, primea portocale sau altceva. Deci există această copilărie frumoasă care poate fi trăită și de acești copii. Da. Ei atât cunosc. Dacă ar putea să cunoască mai mult, și-ar dori mai mult. După campanie o să facem o discuție pe tema asta cu mare drag. Domnul Andrei, sunteți candidat la funcția de primar și v-am cam neglijat din punctul ăsta de vedere. Haideți să vedem ce spune candidatul la funcția de primar pentru orașul Târgu Neamț. Apropo de direcții de dezvoltare, de proiect personal. Bine, el este în echipă cu echipa PNL, dar care este tușa personală în acest proiect? Pentru că sunt curios să văd care este viziunea dumneavoastră asupra viitorului comunității Târgu Neamț și a zonei din jurul orașului Târgu Neamț. Prioritatea zero pentru mine în mandatul meu de primar vor fi fondurile europene. Și nu degeaba, noi la Târgu Neamț am început campania electorală primind vizita ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. L-am avut invitat într-o zonă apropiată a stațiunii Băilor Linz. A explicat și ne-a garantat că avem sprijinul dumnealui pentru a dezvolta tot ce înseamnă zonă turistică și nu numai. Primăria Târgu Neamț, prin Consiliul Local Târgu Neamț, vă spun, nu dispune de fonduri necesare dezvoltării orașului. Dar avem atâtea exemple în vestul țării, orașe care au reușit printr-o absorție de fonduri europene să se dezvolte la un nivel european. Târgu Neamț stă pe o resursă inestimabilă din punct de vedere, nu știu, al resurselor subterane, al resurselor culturale. Și eu cred și îmi doresc ca Târgu Neamț să se ridice la un nivel cu mult peste alte zone turistice din România. Este o viziune a mea de dezvoltare pe termen lung,
dar poate fi realizabilă doar prin atragerea de fonduri europene. La un nivel, cum aminteați și dumneavoastră, cu mult peste, nu știu, viziune locală. De asta este necesar ca tot ce înseamnă Târgu Neamț și zona apropiată orașului să meargă prin aceiași pași spre dezvoltare. Și aici trebuie să amintim un pic și despre sprijinul Consiliului Județean. Sprijin care sigur îl vom avea prin viitorul președinte al Consiliului Județean în persoana domnului Mugur Cosmanciuc. Sprijin pe care îl vom avea prin guvernul României, reprezentat Partidul Național Liberal. Fonduri care vor veni în orașul nostru vor merge spre dezvoltare. Și aici ne legăm și despre crearea unor locuri de muncă. Unor locuri de muncă bine plătite. Pentru că vorbim despre tineri care, din păcate, migrează din orașul nostru către centre universitare sau orașe mai bine dezvoltate pentru a-și găsi un loc de muncă. Și vorbeam în emisiune despre resursa umană. Resursa umană există. Avem în Târgu Neamț oameni determinați, pregătiți, care pot merge, nu știu, în servicii de concentrate sau în servicii publice locale, în servicii private, pot aduce bunăstare și respect și la Târgu Neamț. O să mă leg un pic și despre tineri. Pentru că tinerii, pe lângă un salar măricel care își doresc să-l câștige în orașul în care s-au născut, își mai doresc și o zonă de divertisment. O zonă pentru a petrece timpul liber. Și aici amintea și domnul Mihai Stoica un parc de aventură. E o investiție minimă pentru un oraș de a crea un parc de aventuri. O zonă de agrement lângă râul Ozana. Avem, prin binecuvântarea bunului Dumnezeu, să fim așezați lângă un râu cu tradiție Ozana. Cred și îmi doresc ca lângă o zonă limitrofă a orașului nostru să fie dezvoltată o zonă de divertisment, de picnic, de campare a turiștilor lângă râul Ozana. Se pot face lucruri frumoase prin aducțiuni de apă, prin consolidări de teren. Avem exemplu chiar acum la Oradea, sper că nu mă înșel, primarul de acolo a reușit pe lângă râul care îl traversează, orașul Oradea, să creeze o faleză. Am și prezentat în emisiune imagini cu faleza respectivă. Este absolut senzațională, eu am și văzut-o. Și este un loc în care orădenii se duc cu plăcere, nu numai turiștii. Foarte corect. Da. Să știți că cetățenii, locuitorii unui oraș, pun foarte mare accent pe petrecerea timpului liber. De calitate. Și trăim, din păcate, vremuri tulburi, vremuri grele. Cu toții trecem prin aceste încercări și cred că stresul cotidian poate fi combătut prin aceste zone bine puse la punct. Acum, tinerii în Târgu Neamț, din păcate, merg în alte zone din Târgu Neamț, în alte zone din județul Neamț, să-și preteacă timpul liber. Un oraș, din punct de vedere, nu știu, al regenerării urbane, trebuie să fie un magnet pentru oameni, pentru cetățenii orașului, dar și pentru turiștii care îl tranzitează. Și spunea doamna profesor mai devreme că va merge și la anul, la Râșnu. Da, Târgu Neamț, la fel trebuie să devină un magnet pentru turiști. Un centru și un pol al turismului local, să fie foarte bine întipărit în mintea oamenilor. Depinde de noi cum putem gestiona aceste aspecte de dezvoltare, astfel încât să atragem în continuare anual, să vină chiar ca o rutină pentru turiștii din România, dar nu numai, ca Târgu Neamțul să devină o zonă nu doar de tranzit, cât și de petrecere a unui concediu și de relaxare.
De asta, în planul nostru de guvernare locală, am punctat foarte mult ideea de petrecerea timpului liber. Mai și pandemia prin care trecem ne-a dat o lecție importantă. Ne vom petrece din ce în ce mai mult timpul liber în aer, liber, în zone deschise, în spații verzi. Avem nevoie de locuri de joacă în toate zonele din Târgu Neamț și vreau să punctez aici că toate cartierele din orașul Târgu Neamț merită același tratament ca și zona centrală. Și de asta cred că regenerarea urbană trebuie să vină la pachet cu o zonă de divertisment foarte bine pusă la punct în Târgu Neamț. Pot fi proiecte frumoase făcute și la Târgu Neamț. Nu trebuie să inventăm roata la căruțe. Avem atâtea exemple în România încât doar atât. Trebuie să venim, să găsim finanțare, bineînțeles, cum spuneați și dumneavoastră. Și sunt sigur că vom avea sprijin la Târgu Neamț pentru a dezvolta orașul. Și să le punctăm și să dezvoltăm orașul nostru. De exemplu, nu știu ce ne împiedică să facem zone de promenadă pe malurile Ozanei. Cu bănci, arbuști, o zonă de lectură, o zonă de plimbare. Nu știu ce ne împiedică. Și nu costă atât de mult. Cu piste de bicicliști. Da. E simplu și poate fi atras un investitor, nu domnul Stoica? Ați investit în așa ceva? Cum să nu investești atâta timp cât există cadrul legal să poți să concesionezi, să fii și administrator și coordonatorul acestei zone. Dar cred că acest proiect poate fi dezvoltat pe fonduri europene prin implementarea proiectelor europene în cadrul Consiliului Local, a viitorului Consiliu Local, a noastră. Din orice în Târgu Neamț, neexistând industrie din care să derive Noxe, ESO2, extensie la coșuri, pentru noi nu e o problemă în a fructifica fiecare zonă. Nu trebuie decât implicare. Atât. Ce este deranjant în Târgu Neamț? Și n-aș vrea să blamez pe nimeni, dar asta e adevărul. Dacă te uiți în curtea unui consilier local, te munge la suflet cât e de frumos. Că în consiliul local acolo n-au nicio treabă, nu știu, n-am înțeles. Eu cred că dacă omul e gospodar acasă, în curtea domniei sale, ar fi normal să fie și în societate. Și să, băi, dacă eu acasă m-am drămuit și mi-am făcut și mi-am ordonat lucrurile de așa manieră încât să atrag privirea trecătorilor prin verdeață, prin natură, de ce nu facem treaba asta și din colț de gard? E simplu. Vorbim de sistemul educațional, doamna profesor spunea anterior și dumneavoastră, păi nu se poate să nu dai temă de casă tu, Consiliul Local, oricărui centru școlar. Luăm o zonă și dăm valoare. Un colț, un 10 pe 3 în fața spitalului oraș Târgu Neamț. Da? Hai să dăm să-l punem în valoare. Cine? Clasa X de la biologie sau botanică. Dacă am începe cu lucrurile mici, în fiecare ui și în fiecare colț, și să-i expunem clar, printr-o tăbliță acolo, cu sprijinul clasei, doamnei, profesor și implicarea Consiliului Local. Automat că s-ar schimba fața orașului chiar de la intrare. N-ai mai găsit nici toți. Eu cred că în Italia, de exemplu, în campaniile electorale am fost acum vreo două mandate consilier județean într-o delegație pe turism și mediu. Nu am rămas blocat, chiar era campanie electorală în zona de nord. Noi afișam în România peste tot plancarde și toate autobuzele, peste tot, era toate culorile. Un desen animat în campanie. La ei, știți cum atrag ei votul? O tăbliță mică de inox și o bucățică de teren, o suprafață de teren îngrădită cu peisagiști. N-aveai cum, trebuia să fii căzut în cap, să nu-ți atragă atenția fiecare metru pătrat. Și rămâneau acolo. După campanie se lua frumos tăblița aia și era domeniul public, dădea și culoare și natura, care știm care este. Discutam apropo de aceste lucruri, timide încercări au fost și la Târgu Neamț, prin ONG-uri și prin voluntari, prin echipe de voluntari, însă dacă nu au continuitate, nu lasă urme, clar. Și atunci noi discutam în momentele noastre de
să zicem, de elaborarea strategiei, despre necesitatea unor startup-uri locale. Adică acele incubatoare de idei care sunt minunate pentru că vin cu idei, unele trăznite, altele geniale, și startup-urile acestea locale nu ar posta atât de mult, dar ar încuraja tineretul să rămână în zonă. Noi prin aceste startup-uri putem să îi conciliem și să le oferim poate și o sumă minimă de bani prin care ei să-și întemeieze, să zicem, o întreprindere individuală sau un PF sau ceva de genul acesta. Este foarte importantă concilierea. Foarte, foarte importantă. Încă din 2016, mă scuzați că intervin, am marșat pe această idee un incubator al micilor întreprinzători, al tinerilor. Eu vă spun, mă sun tineri, prieteni din Târgu Neamț, băi Andre, uite, am auzit de startup-ul respectiv sau un mic fond european, vreau să-l implementez la Târgu Neamț. Te rog frumos, în drum, mă ajută, dă-mă persoană, un ghid, un consultant să mă ajute în elaborarea proiectului. Avem tineri la Târgu Neamț care au pornit pe picioarele lor o afacere, dar avem și tineri care au ambiție și determinare de a face, bineînțeles, nu au un sprijin, nu știu, din punct de vedere consultativ sau financiar. Dar acești tineri pot aduce venituri, pot crea locuri de muncă în Târgu Neamț și asta e un plus valoare. Un plus valoare pentru noi toți și nu trebuie neglijat acest aspect. Eu cred că dacă un om își dorește să facă ceva în Târgu Neamț sau în zona limitrofă a orașului nostru, trebuie sprijinit din toate punctele de vedere. Vedeți, noi avem și o birocrație stufoasă. Asta e realitatea. Și am marșat și pe ideea de a înființa un ghișeu unic sau un birou unic de informare. Sunt adeptul a unei administrații transparente, a unei administrație care să vină în folosul cetățenilor și în sprijinul cetățenilor. Mi-aș dori ca la Târgu Neamț să administrația publică din orașul nostru să nu mai fie după niște ziduri, să fie în fața cetățenilor, să-și aducă aportul pentru sprijinul lor și să fie în fața lor deschiși pentru cetățeni, pentru că cetățenii aduc și își plătesc taxele și impozitele în orașul nostru. Da, mai am depășit deja timpul, dar am vorbit eu vreo 3 minute. Atunci o să vă rog în 30 de secunde fiecare să convingeți că echipa liberală merită votată la Târgu Neamț. Să începem cu doamna Elena Preda, ca să știu sigur că vorbește 30 de secunde. Da, mulțumesc. Știți că de obicei pot și vreau să vorbesc mai mult. Nu, de data aceasta am să spun doar atât. Eu pot să conving prin trecutul meu. Pot să conving prin prezentul despre care v-am povestit și despre viziunea mea despre oraș. Pot să conving pe cei care au fost parte din proiectele pe care le-am implementat în ultimii 15 ani. Prin invitația mea alături de echipele care au scris proiectele pentru Festivalul Medieval la Cetatea Neamț, prin proiectele legate de străjerii Cetății Neamț și toate proiectele pe care sau în care eu am fost unul dintre propunători și am muncit cot la cot cu toată lumea. Aș putea să continui lista, dar am promis 30 de secunde. Domnul Stoica? Da. Deci am votat noi Partidul Național Liberal la Târgu Neamț și în județul Neamț. Păi eu mă agăț de o realitate. Toate orașele și municipiile bine dezvoltate din țara asta sunt administrate și coordonate administrativ de Partidul Național Liberal, de liberali. Nu mai e număr Brașov, Cluj, Oradea sau Târgu Mureș. Sunt foarte multe. Dacă acolo am văzut aplicativitatea principiilor bunelor practici și s-au dezvoltat, de ce noi, cetățenii orașului Târgu Neamț, nu ne uităm în zona aia? Că fiecare în ultimii ani am migrat și ne-am deplasat în tot felul de vizite și interese și am observat o dezvoltare. Eu cred că Partidul Național Liberal și la Târgu Neamț poate pune bazele unei dezvoltări pe termen lung, gen vest, gen vestul României. Vă mulțumesc. Domnul Andrei. Mulțumesc.
Am intrat în acest proiect politic încă din 2016 cu ambiția și determinarea de a face lucruri bune pentru Târgu Neamțeni. Eu am speranța și încrederea că orașul Târgu Neamț trebuie să devină o comunitate dinamică, activă, dezvoltată și cred că doar prin aplicarea principiilor liberale orașul Târgu Neamț poate prospera. De asta am rugămintea să fiți alături pe 27 septembrie, alături de echipa liberală de la Târgu Neamț. Mergem pe mâna domnului președinte Mugur Cosmanciuc la președinția Consiliului Județean pentru a avea sprijin atât la nivel local, dar și la nivel regional. Și cred că tinerii merită o șansă pentru a se afirma în clasa politică. E nevoie de o schimbare și vă invit să fiți alături de noi. Vă mulțumesc frumos, domnule profesor, pentru cuvintele alese și pentru discuția foarte fructuoasă care am avut-o astăzi. Urez încă o dată la mulți ani tuturor sărbătoriților și să avem o campanie curată și cu diplomație politică din ambele părți. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă doresc mult succes și dumneavoastră. Atât a fost astăzi spațiul alocat cafelei de dimineață, pentru că din când în când e bine să mai reducem consumul de cafea, chiar și virtual. Cele bune, numai bine! Cele bune, mulțumim! Mulțumim!